Vă salut! Un nou clip pe Rasa Uriaș. O să plece niște exemplare, atât pe Uriaș cât și pe Rasa Fluture. Avem două femeluțe aici. Aș vrea să le scoatem. Inițial am vrut să le opresc pentru mine, dar m-am gândit că sunt suficiente. M-am oprit undeva la 11 femele pentru sezonul care urmează. Așadar, două surori de cuib. Mamă, Mihai Blaga. Tată, cel de aici. O să plece la Ploiești. În curând aștept și băiatul să vină să le ia. Asta e un pic mai micuță, dar în dezvoltare. Iar pe aceasta am mai prezentat-o eu la... Am mai prezentat-o eu și individual pe Facebook, pe grupul meu, pentru că iubim uriașii. Femeluțe bune, cu genetică deosebită. Dar câteodată trebuie să mai dăm drumul și la exemplare bune, pentru că boxele nu ne permite să oprim chiar tot ce vrem noi. Genetic stau foarte bine femeluțele și sunt ok. Și o să plecem împreună cu un masculaș. Masculașul este produsul lui Florin Popescu. Din ce știu, are ca mamă femela plecată de la mine, de la David Codău, o femeluță din 2018. Masculul bun, lung. Ce să zic? Achiziții bune pe care le-a făcut acest băiat. Este un prieten al meu și îi doresc mult succes pe Rasa Uriaș, pentru că sunt primii lui puișori achiziționați pe această rasă. Iar a început a crește pe street, ala de pe la mine, vreo două femele, cu tot cu pui. Și acum, iată că are un nou început și pe rasa Uriaș German. Spuneam de masculaj, genetică pe mamă, bătrâna, cum îi spune Furnel. Bătrâna, o femelă din 2018 achiziționată de către mine de la David Codău, iar ca tată este mascul achiziționat tot de către mine de la domnul Marian Peri și a ajuns la el. Este masculașul de aici. De aici, din poza asta. Mulți dintre voi îl știți, a fost la mine la boxa numărul 2, mult timp, am reușit să scot 5 cuiburi cu el și după aceea a ajuns la Florinel. Și-a dat genetică bună pe pui, succes pe această rasă, îi doresc. M-am gândit în ultimul timp pentru a mai elibera niște boxe, pentru că nu pot ține tot ce mi-am propus eu și am decis ca să mai plece aceste două femeluțe. Și spuneam
spuneam de rasa fluture. După ce le băgăm la loc, peste mici, o să vă arăt și masculașul care va pleca. Aici un nou tablou pentru adăpostul, să zic așa, al pestriților. L-am făcut de curând. Se vede frumos și sub el majoritatea este tatăl puilor de sus, de exemplu Tomiță. În partea cealaltă avem Bombița, păcate am pierdut-o, dar ca genetică în mare parte de acolo avem. Este unul mai. Aici avem ce înseamnă doi pui la mamă. Hop. Doi puișori la mamă și dezvoltarea lor. Au 7 săptămâni. Masculaș, mamă Marjnuță, tată Tomiță. Pe partea asta este un pic mai încărcat, dar e un mascul cu care se poate lucra fără probleme, pentru că are un desen bun. Dungă bunicică, blană scurtă și deasă. Mi-a dat bine pe acest la acest capitol. Stă foarte bine la blăniță. Un pic aspră. Dar bineînțeles, asta e blana de pui și o să mai trecem pe la el, pentru că l-am dat în apropiere. Nu este departe de mine și oricând poți să-l vizitezi, să-l vedem. Așadar, masculaș, mamă Marjnuță, tată Tomiță, va pleca și el. Și cam astea sunt exemplarele cu care o să rămân eu. Momentan rămân acestea. În cazul în care mă mai gândesc să mai dau ceva, o să vă anunț. Doamne ajută și vă salut!